unim mii de kilometri deja, datorită premiilor și datorită producției cinematografice, pe care eu sper că deja ați văzut-o, ați avut posibilitatea de atâtea ori și veți mai avea și alte posibilități. Vă invit să rămâneți alături, pentru că în această dimineață, lângă mine, este Lucia Tăută, regizoare, și Roman Gascan, cameraman la filmului Maluri. Bună dimineața! Bună dimineața și bună. Bine v-am găsit! Au început să vină premiile, după ce ne-am bucurat cu toți, după ce am aflat poveștile, de fapt, acum trecând peste partea asta de zâmbete sau ce am realizat, poveștile din spate la tot ceea ce s-a întâmplat, poveștile acelor oameni, încep să vină și premiile. Vreau să vă întreb care este primul premiu și ce, pentru că am auzit ceva cu Italia, ceva este acolo, un premiu venit de acolo, mai exact ce se întâmplă? Bine, noi acum suntem în perioada când aplicăm filmul la diferite festivaluri internaționale. Și iată că ne-a reușit până acum să aplicăm la câteva festivaluri și recent am obținut certificatul de premiere a unui festival din Italia, care a fost premiat pentru lunile august-septembrie. Vom afla rezultatul final, dacă am trecut în marea finală, dacă vom lua... E un fel de semifinală. Da, dacă vom lua premiul cel mare, vom afla la vara abia. Deocamdată acum ne bucurăm de două selecții la două festivaluri. Suntem în așteptare la alte festivaluri de film documentar internaționale. Sperăm foarte mult să reușim să obținem și alți lauri. Bine, dar la festivalul din Italia, care a fost distincția? Pe ce categorie? Da, Best Cinematografie. Bine, acum, în cazul dat, felicitări. Și cum e pentru o persoană? Pentru că e o muncă în spate și fiecare persoană, în mod logic, își dorește să fie apreciată munca pe care o face, iar aprecierea vine cel mai bine atunci când, în cazul unui actor, este aplaudat de public la final, în cazul unui actor de film, atunci când publicul în sălile de cinema la final sunt entuziasmați de ce s-a întâmplat, în cazul unei persoane care pune totul în imagine, ce simte în momentul în care este premiat? Pentru mine, nu știu, eu... Atunci când mă gândeam la care este meritul meu în general în partea asta de imagine, bun, eu am ținut camera, eu am filmat, dar până la urmă Nistru oferă spectacole extraordinare zi de zi oamenilor care trăiesc acolo. Ei pur și simplu s-au obișnuit cu chestiile astea și nu le mai observă așa cum le observăm noi care mergem acolo din când în când. Noi am fost prezenți acolo câteva zile, am încercat să prindem cele mai frumoase momente a Nistrului, a vieții este de pe Malul Nistru, și ea pur și simplu e spectaculoasă. Deci eu probabil că meritul meu nu-l consider atât de mare, pentru că eu doar am imortalizat ceea ce se întâmplă acolo zi de zi și ciclul ăsta a vieții care se întâmplă. Și probabil oricine punea camera corect și o seta corect avea să obțină imaginile astea. Deja meritul Luciei, cum le-a legat între ele și cum a făcut, adică ca imaginea și istoria împreună, pentru că imaginea merge împreună cu istoria și dacă istoria nu e atât de interesantă, atunci nici imaginea nu contează atât de mult. Pentru mine cel mai important este să fie văzut filmul de cât mai mulți oameni. Acum pur și simplu nu mai ai posibilitatea. Noi l-am prezentat de două ori până acum, dar acum sunt alte timpuri și nu mai avem posibilitatea să-l prezentăm atât de des. Cum mult se face online și oamenii care au privit filmul ăsta, eu nu știu, adică da, ei au dat un premiu până la urmă, dar eu nu știu care au fost reacțiile până la urmă, ce au vorbit ei între ei acolo referitor la imagine. Și de asta, adică e... Bun, eu sunt foarte bucuros că noi am primit acest premiu și sper să mai fie multe, pentru că multe festivale încă așteaptă. Eu vă doresc mult succes și sper să mai vină premii. Un lucru este cert. Este pregătit speech-ul pentru vara viitoare și cu modestie, știi, cu doze din astea cum e la Hollywood când se dă Oscar-ul, că nu sunt eu artizanul principal, că de fapt imaginea contează, felicitări apropo pe această cale, pentru că oricum e o muncă de echipă și oricum contează foarte mult ca tot acest puzzle să fie complet. Și apropo, vreau să zic că în e-mail-ul pe care l-am primit de la ei ziceau că foarte mult va conta și faptul care va fi reacția publicului și emoțiile pe care le va oferi publicului atunci când va fi arătat acest film. Deci noi sperăm că totuși emoțiile din film de aici, de pe Malul Nistrului, vor impresiona și italienii și nu numai. Eu sper vara viitoare să avem posibilitatea fizic să îl vedem, pentru că probabil acesta este cel mai important lucru la momentul actual, la cum se schimbă lucrurile și la ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate. Foarte multe festivaluri de filme, din păcate, au fost anulate. Anulate, da. Pot veni și alte premii, dacă puteți să ne menționați și alte festivaluri. Unde ați trimis de
deja filmul? Dacă au venit feedback-uri de la unele dintre festivaluri? Încă n-am primit feedback-uri, pentru că urmează în luna noiembrie să vedem dacă vor fi selectate, va fi selectat la un festival din Franța, din Paris, altul în Atlanta. Vedem. Deci mai sunt câteva festivaluri la care așteptăm și tare mult sperăm că o să primim careva premii. Noi ne bucurăm, de fapt, Telefilm Chișinău se bucură de mai multe premii la, și la alte filme. Chiar recent colegul nostru, Eugen Popovici, cu Goodbye Olegovici, tot a aplicat la un festival în Baku, care a fost selecționat și respectiv urmează să meargă la următoarea etapă de jurizare. Ana Gurdiș cu filmul Eva Noastră, iarăși a primit mai multe premii de la diferite festivaluri, a fost la TIFF în România, a fost prezentat și aici în Moldox și la Baku la fel tot a fost selectată. Deci, nu știu, sperăm foarte mult că vom aduna cât mai multe premii în următoarea jumătate de an. Eu sunt sigur că se va întâmpla acest lucru, pentru că avem și operatori, și regizori foarte talentați, și scenariști, și actori care sunt foarte talentați, în cazul în care sunt actori implicați, dacă nu sunt persoanele propriu-zise. Într-adevăr, noi avem cu ce lucra și avem oameni care... Noi pur și simplu trebuie să ieșim din găoacea noastră și să arătăm lumii întregi că avem cu ce. Avem lucrări bune, avem subiecte interesante, avem personaje care trebuie să fie cunoscute nu doar în Republica Moldova, dar și peste hotare. Da, este foarte important să reușim acest lucru. Trebuie de menționat, apropo, Lucia nu a fost doar regizorul, a fost și editorul a tot ceea ce s-a întâmplat, ca să cunoască și cei de acasă. Vreau să o întreb, pentru că acum se adună premiile a unei producții la care ați lucrat. În mod special, vorbeam acum câteva luni în această perioadă pandemică, cât de complicat a fost în unele momente sau cât de simplu a fost în alte momente. Ce urmează? Pentru că între timp adunați și premiile pentru Maluri și pentru celelalte producții cinematografice, desigur, colegii dumneavoastră, dar la ce vă gândiți pentru viitorul apropiat? Pentru că sunt sigur că ceva se coace acolo, că nu o să așteptați până la vară să vedeți dacă se oferă premiul mare sau nu. Sigur, Așteptarea premiilor nu e un lucru full-time. Asta se întâmplă. E part-time, separat. Cumva, la un moment dat. Asta e super part-time. Asta aplici și aștepți. Și deja dacă ai noroc. Dar în rest lucrăm. Lucia lucrează la un nou film. Avem proiecte comune la care lucrăm toată echipa de la Telefilm Chișinău. Și fiecare separat își dezvoltă. Cel puțin la moment suntem în dezvoltare. Nu, colegul nostru, Eugeniu Popovici, el lucrează la un film despre Vladimir Beșleaga acum. Eu am, la fel, am finisat un film, dar încă nu am pornit calea festivalieră. Și dar ai pornit idei, la un alt proiect, ideea da, unui alt da, proiect. Lucrăm. În permanent coacem careva proiecte și deja finisăm cu acele finisate. Adică le trimitem mai departe. Poate nu am să am dreptate, dar vreau să vă întreb, pentru că vreau să aflu de la prima sursă. Acum 30 de ani, Republica Moldova, cel puțin pentru cetățenii de aici, pentru cei din împrejurii, pentru vecinii noștri, eram o piață de producție a filmelor. Apăreau foarte multe filme, multe dintre ele le cunoaștem cu toții, pentru că sunt arhipopulare, repet, cel puțin în spațiul nostru, dintre Nistru și Prut. După a urmat... Filme artistice, exact. Special, după a urmat o pauză, sau cel puțin mi s-a creat mie impresia că a urmat o pauză destul de lungă, pentru că în ultimii ani, ultimii 2, 3, 4, 5 ani, indiferent că vorbim de filme de lung metraj sau de scurt metraj, să înceapă să apară din ce în ce mai multe. Mai bune sau mai puțin bune, lucrul ăsta nu sunt eu în măsură acum să zic care e bun și care nu este bun. Am dreptate? Am început ultima perioadă să se miște această rutiță din ce în ce mai da, mult? Da, noi, deci, din punctul meu de vedere, probabil că avem posibilitatea să accesăm niște fonduri europene sau oricare surse financiare. Asta ne dă posibilitatea să dezvoltăm diferite proiecte. Și nu doar cinematografice, ci țin de partea artistică, dar și, iată, pornește roata și în documentare și tare mult mă bucur că totuși nișa asta a documentarelor și în Republica Moldova începe să fie dezvoltată și să pornească carul din loc. Și pe filmele de ficțiune, filmele artistice totuși, acum iarăși, ele necesită foarte multe resurse financiare și dat fiind faptul că statul la noi este... Probabil se gândește în ultima instanță la cultură.
Iată că a stagnat o perioadă destul de lungă acest sector, dar încet, încet, parcă reînviem. Da, simțiți, acum am să mă întreb personal, nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta, simțiți că ați pune acea piatră la temelie, indiferent că vorbim de film documentar, film artistic, film de acțiune, simțiți că toate persoanele implicate la momentul actual, indiferent dacă fac parte din echipa dumneavoastră sau tineri care își doresc să producă filme, simțiți că ați pune acea piatră de temelie, de construcție pentru un viitor în care probabil vom avea mult mai multe producții cinematografice? Roman, te rog. Bun, probabil că piatra asta a fost pusă încă atunci de mult când se făceau filme Uniunea Sovietică. Doar ruptura asta cumva au creat un fel de pauză și un fel de break de specialiști. Nu mai erau, adică cei care s-au obișnuit să lucreze în perioada sovietică, aflându-se în perioada asta, adică multe lucruri s-au schimbat, mult s-au pus pe stop. Dar piatră de temelie, nu știu, mi se pare așa o chestie, e super responsabilă, o spui și spunem noi. Nu, eu cred că încetişor, noi adunăm așa petrecele, dar lucrurile se pornesc. Și se pornesc în mare parte prin documentare, pentru că ele necesită mai puține resurse, după cum a spus Lucia. Și încetişor o se pornesc și celelalte. Noi avem un centru național al cinematografiei și avem un buget anual care este foarte mic, în general, la nivel internațional pentru cinematografie. Dar lucrurile merg și se face și film de ficțiune și se iau premii. Acum recent au fost băieții la San Sebastian și au luat premii filme documentare și se pune mult accent pe film documentar. A fost recent organizată o conferință, Hype Doc se numea, și au venit specialiști în domeniul documentarului și au vorbit. Și cert este că foarte multe țări așteaptă filme documentare din Republica Moldova. Adică toți spun, noi vrem să vedem ce se întâmplă în Republica Moldova, arătați-ne nouă, noi vrem să primim filme de la voi. Au rămas deja oamenii care fac filme să continuă să le facă, să meargă și încetişor să clădim această cinematografie. Bine, pentru că tu ești exemplul modestiei în această dimineață, deja pentru a doua oară, trebuie să... Am să explic de ce spuneam de această temelie care se face. Uniunea Sovietică, aveți dreptate, atunci s-au pus, au fost foarte multe producții artistice, dar era școala sovietică, care era, bine, influența școlii sovietice și în Republica Moldova, în spațiu între Nistru și Crut, ca să nu zică cineva că nu exista Republica Moldova. Nu exista, sigur. Dar făcând referire la Republica Moldova, parcă aici vorbim deja de ceva făcut individual, al nostru, făcut în spațiul nostru, cu influențele noastre, bine, influențați de exterior, pentru că nu are cum să întâmple lucrurile diferit. Ne vă doresc mult succes și eu sper că acest domeniu să evolueze, indiferent dacă vorbim de filme, repet, documentare, science fiction sau altfel de filme care vor apărea în Republica Moldova, scurt sau lung metraje. Mult succes și la toate festivalurile unde participați cu toate producțiile cinematografice și dumneavoastră și colegilor, cât mai multe premii, să ne mai întâlnim aici de dimineață, cel puțin de două ori pe săptămână, să vă mai întreb cum a fost în Germania, cum a fost în Franța, cum a fost și în alte zone ale lumii. Piața Mulțumim europeană ne așteaptă, sunt sigur că și piața mondială ne va aștepta la un moment dat, dar pentru asta avem nevoie să muncim. Exact, asta chiar trebuie să depunem cât mai mult efort ca să ne vedem, să fim cunoscuți și văzuți peste hotare. Și vă mulțumim foarte mult pentru invitația de astăzi. Cu mare plăcere, vă mai așteptăm cu mare dragă.